Tema discuției, așa cum am anunțat-o, este relația dintre stat și culte, o relație destul de sinuoasă în ultima perioadă, în special în intervalul acesta pandemic, o relație care a avut numeroase, nu, puține suișuri și numeroase coborâșuri. Sigur, lucrul acesta este valabil nu numai în țara noastră. Citeam recent în presa de peste ocean în Statele Unite, chiar zilele trecute, Curtea Supremă de Justiție a anulat restricțiile impuse unor servicii religioase în statul New York. Dacă nu mă înșel, era cazul arhidiecezei romano-catolice din Brooklyn și a unei comunități ultra-ortodoxe. Despre relația stat și culte, despre cum a evoluat, despre veriga poate slabă a acestei relații. Și mă refer aici la Secretariatul de Stat pentru Culte și despre așteptările pe care reprezentanții cultelor au de la viitorii noi guvernanți. Discutăm astăzi cu invitații noștri, cărora le mulțumim încă o dată pentru amabilitatea cu care au răspuns invitației noastre. Invitați pe care îi prezint acum este domnul Ionuț Mavrichi, consilier patriarhal la Patriarhia Română, domnul Cătălin Raiu, reprezentantul. Bună dimineața și bine ați venit, domnule Mavrichi. Domnul Cătălin Raiu, reprezentantul României în panelul de experți pe libertate religioasă al OSCE și președintele Fundației FORB România. Bună dimineața, domnule Raiu, mulțumim mult pentru invitație. Domnul Viorel Iuga, președintele Uniunii Baptiste, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația, domnule Iuga. De Mulțumesc asemenea, pentru invitație. cu mare plăcere, domnul Petre Guran, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, trecut și la Princeton, și autor al numeroase și esențiale cărți pentru sau pe tema pe care o discutăm astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația Mulțumesc noastră pentru invitație. și îl așteptăm din clipă în clipă să intre și pe Părintele Francisc Doboș, reprezentantul Arhidiecezei Română-Catolice de București, care are o problemă, se pare, cu conexiunea. Am să încep prin o întrebare foarte simplă. Cum apreciați, domniile voastre, dialogul stat-culte din punct de vedere al cultului pe care îl reprezentați, ce a mers bine, unde puteau fi aduse îmbunătățiri și care au fost eventual demersurile domniilor voastre pentru a construi un dialog benefic ambilor părți? Și o să-l invit în primul rând pe domnul Mavrichi. Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a ne exprima pe o temă care devine din ce în ce mai importantă, iată, nu atâtea decade după căderea unui regim opresiv în ceea ce privește cultele, ne punem iarăși problema libertății religioase și am observat foarte mirat că încă nu avem anticorpii, că a durat relativ mult până când lumea și-a dat seama de niște ingerințe care au fost mai mult sau mai puțin legitime în viața cultelor. Să nu uităm că există documente semnate de Secretariatul de Stat pentru Culte care fac referire la practici intime ale bisericii, precum utilizarea linguriței la împărtășanii și așa mai departe, un lucru nemai auzit, neconceput în legislația internațională și de aceea o dezbatere pe tema relației stat-culte sau cum ar trebui să arate ea și din perspectiva normelor legislative internaționale pe care ne-am angajat să le respectăm, este nu binevenită, este absolut, absolut necesară. Acum, există o ambivalență din nefericire pe care trebuie să o spunem. Cu stupefacție am dat de un document care este public, e pe site-ul Camerei Deputaților, în care la câteva zile după pelerinajul de la București, după ce fusese experiența pelerinajului de la Iași, într-un document semnat de Secretariatul de Stat pentru Culte,
Se spune acolo că nicio măsură dispusă nu interzice practici, ritualuri sau slujbe religioase. Și nu pot să nu fii mirat de această formulare, de parcă rolul Secretariatului de Stat pentru Culte este să interzică aceste practici. Și o spune cumva ca o concesie. Din perspectiva mea personală, eu cred că în situația pandemică în care ne aflăm, nu aveam altă posibilitate decât să luăm măsurile recomandate de autorități. Și asta este un lucru important. Dar critica noastră cu privire la libertatea religioasă nu se referă la faptul că nu trebuiau luate aceste măsuri, ci că aceste măsuri trebuiau luate în acord cu legea care trebuia să menționeze înainte de situația de cu alte cuvinte, nu măsurile în sine, ci modalitatea în care au fost ele transmise. Sigur, că dacă nu, sunt absolut arbitrare. Înțelegeți? Și de fapt noi asta trebuie să evităm. Trebuie normat modalitatea în care se reorganizează viața cultelor în situații din acestea dramatice precum cea prin care trecem. Fiecare dintre noi cunoaștem din ce în ce mai mulți apropiați, rude, care fie au trecut la Domnul, fie au fost grav bolnavi. Adică lucrurile sunt foarte, foarte serioase și cultele au fost foarte serioase atunci când au trebuit luate aceste măsuri și de aceea cred că dovedindu-se astfel parteneri riguroși într-o astfel de schemă de securitate sanitară ar trebui luate foarte în serios atunci când există voci care cer normarea acestor lucruri. Într-adevăr, au existat sincope, într-adevăr, a existat comunicare defectuoasă, nu s-a comunicat la timp. Comunicare defectuoasă din partea statului și sau și din partea ortodoxilor, comunității religioase ortodoxe? Comunitatea religioasă și ea, prin democratizarea comunicării, dacă vreți, s-a putut exprima și dacă e să facem o analiză la ce s-a întâmplat în mediul online, lucrurile s-au afirmat și răspicat și chiar inflamat. Asta pe de o parte, pe de altă parte a existat această nevoie ca din partea statului să existe foarte multă claritate. Dar nu poate exista claritate câte vreme lucrurile nu sunt discutate. Și imaginați-vă că ceea ce se numește acum dialogul, care nu e nici instituționalizat, e absolut informal, se întâmplă la câte luni după ce a început pandemia? Da, peste 9 luni. Nu? De parcă nu se știa că va exista un val al doilea, că lucrurile pot deveni foarte grave. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Iuga, care e punctul dumneavoastră de vedere? Cum apreciați dialogul dintre stat și cultul pe care îl reprezentați? Bună întrebare. Deci, deocamdată vorbim despre trecut și eu aș vrea să vă spun că, dintr-un anume punct de vedere, n-am rămas surprins. În România toată lumea a rămas surprinsă. Adică virusul acesta a surprins întreaga omenire, deci nu numai România, dar România în special, că noi totdeauna suntem surprinși de ceva și la 10 luni după ce apare. Eu personal cred că odată cu apariția virusului și a pandemiei, sunt foarte clar că n-a fost pregătit nici statul, n-a fost pregătit nici SSC-ul, n-au fost pregătite nici bisericile, slujitorii bisericilor. Deci oarecum pe toți ne-a luat prin surprindere. Asta este partea de început și pentru că toți am fost surprinși și n-am mai trecut prin astfel de situație, am încercat, așa cum spunea domnul Mavrichi, fiecare să facem tot ce ține de noi ca să ajutăm societatea, pentru că aceasta era lupta comună, să ajutăm societatea în limitarea efectelor negative ale virusului. Ce ne-a deranjat pe noi a fost următorul lucru, că o perioadă de aproximativ 3 luni de zile nu a existat comunicare din partea statului, invitare la dialog, adică statul a comunicat prin câțiva oameni, prin câteva persoane, în mod unilateral. S-au luat hotărâri, s-au transmis hotărârile,
dar în prima perioadă, 3 luni de zile, nici măcar SSC-ul nu a fost invitat la dialog, care trebuia să fie invitat. Apoi a fost invitat, dar mai mult așa, a spune eu din informațiile care le am, de ochii lungi, ca să aibă și ei semnătura acolo și cumva să se spună că cineva din partea cultelor care oarecum ar reprezenta cultele sau ar avea o voce din partea lor, și-a dat acordul și toate au trecut cu binecuvântarea noastră. Dar în situațiile respective, dumneavoastră ați avut inițiative? Vreau să vă întreb dacă au existat inițiative venite din partea cultului dumneavoastră în vederea deschiderii unui dialog. Exact la asta am ajuns acum. Când am văzut că nicicum nu există invitație la dialog din partea statului, indiferent despre ce autorități vorbind, am început să scriem noi scrisori, să avem noi poziții publice, să scriem noi scrisori prin care să spunem că așteptăm să fim chemați la dialog. Ba, aduceam aminte și statului că prin lege s-au obligat să ne ia ca parteneri. Și statul era o datoria lui, nu o datoria noastră, a bisericii în primul rând. Să ne cheme la dialog, să discutăm. Și cel puțin cultul baptist a scris la toate instituțiile ale căror reprezentați semnau documentele respective. Vreau să vă spun că am primit de la vreo 2-3 instituții și un răspuns, așa în timp. Celelalte nici cum la locul actuale, deși au trecut de luni de zile, nu ne-au băgat în seamă. Dar sigur, semnează că este vorba de SSC-ul, din fericire, SSC-ul a fost primul care a răspuns imediat. De acolo avem și informațiile că o perioadă îndelungată nici dumnealor nu au fost chemați la dialog și apoi ne-au spus cam cum se desfășoară lucrurile. După intervențiile noastre și după ce și SSC-ul a fost invitat în echipa respectivă, am început să gândim împreună și am fost invitați la dialog. A fost o întâlnire fizică în care am fost prezent și am început dialogul. Apoi am ajuns la concluzia că putem să ne întâlnim și pe platforme online. Au mai fost 2 întâlniri pe platforme online și vor continua întâlnirile acestea, prin care încercăm să ne spunem și noi un punct de vedere, să fim auziți, ca cei care iau decizii să ia decizii cât mai informați. Bucuria mea a fost că la fiecare întâlnire se mai adaugă cineva din partea societății sau de la un minister sau de la altul, ceea ce înseamnă că informația noastră ajunge mai departe. Și iarăși am avut o bucurie, am apreciat foarte mult că la ultima întâlnire n-am mai discutat doar așa teoretic, ci s-a discutat un text pe care l-am primit înainte, am putut să facem propuneri, să revenim după aceea și s-au ajuns la niște sesizări, nu se sizer, la niște sugestii practice pentru întreaga perioadă de iarnă, spunem noi, a desfășurării serviciilor. Acum, eu sigur și o să revenim. Eu 2 precizări aș vrea să fac. Vă rog. Unu, n-am crezut și nu cred niciodată că este datoria statului să spună cum să ne practicăm noi credința în intimitate. Și este deranjant că o mare perioadă de timp reprezentanții statului tot asta ne spunea, ce să facem noi în casele noastre, că ne putem închina lui Dumnezeu și toate astea. Asta e grija noastră, nu e grija statului cum ne închinăm noi lui Dumnezeu în privat. Este grija statului cum ne închinăm noi în public. Partea cealaltă este că noi, cel puțin în dreptul baptiștilor, niciodată nu am cerut favoruri. Dar nu numai acum în pandemie. Pe noi nu ne interesează să fim favorizați, să fim privilegiați. Pe noi ne interesează, și am spus-o, repet, în diferite ocazii, statul să nu ne privească, baptiști, ortodoxi, catolici, statul să nu se ocupe de oameni religioși, statul să se ocupe de cetățenii lui în mod echitabil, fără discriminare, în spiritul legii. Noi am fost deranjat, eu personal am fost foarte deranjat că s-au călcat în picioare legile internaționale, s-au călcat în picioare legile din România. Și exact cum spuneam colegilor mei că în pandemie nu se schimbă Sfânta Scriptură, așa spuneam și statului că în perioada de pandemie nu se schimbă Constituția țării, nu se schimbă legile țării. Nu putem să dăm într-o dupămasă un grup de oameni o lege care contrazice Constituția sau altceva. La care lege vă referiți că ar încălca Constituția?
Vreau să vă spun că noi avem legea cultelor, care este un cadru foarte clar, general, unde spune care sunt atribuțiunile statului și a bisericilor când este vorba de raport stat-culte. Apoi fiecare cult are statutul de organizare și funcționare care este aprobat de Guvernul României și nu poate fi călcat în picioare de niște legi care apar într-o situație și de un for inferior celui care l-a aprobat. Știți că sunt legile internaționale care spun ce drepturi se pot restricționa, dar și felul în care se pot restricționa. Deci dorința noastră ar fi să nu mai fim priviți ca unii cărora ni se fac favoruri și noi să fim mereu cei care facem cereri. Dacă am fi în perioadă de persecuție, atunci biserica s-ar bucura de fiecare firmitură că o primește, pentru că suntem în afara legii și dacă ni se dă o firmitură, ne considerăm favorizați și noi. Câtă vreme vorbim de societate democratică, statul trebuie să fie primul care veghează la împlinirea legii. Statul este cel care creează cadrul. Din nefericire, până la ora aceasta sau aproximativ până la ora aceasta, tot noi a trebuit să ne gândim cum să nu ne fie călcate în picioare anumite drepturi, pentru că unele au fost călcate, dacă vreți, la nivel național și altele, cum am semnalat-o la timp și nu în toate cazurile, au fost încălcate la nivel de județ sau la nivel de orașe. Și aici, părerea mea personală este că nu poate un comitet județean să decidă, spre exemplu, ceva în afara legii cadru 55, care a fost creată pentru toată țara. Deci trecutul sigur că are rănile lui. Eu sper că acestea să nu rămână ca precedente pentru altfel de imixtiuni în viața bisericii din partea statului. Și încă o precizare și cu asta închei, că deja am vorbit mult. Am atras atenția că statul, și pe bună dreptate, nu cred că și-a dat seama, dar ar trebui prin specialiști să-și dea seama, nu a făcut diferența între administrativul din viața religioasă și doctrina din viața religioasă. Din punct de vedere administrativ, să vă dau un exemplu. Dacă ar veni un grup de specialiști, nu decizii politice, și ne-ar spune că virusul este cel mai puternic de la ora 10 la 12, am înțelege să nu ne ducem la slujbă de la 10 la 12, ne-am duce de la 7 dimineața la 9, pentru că niciunde în Sfânta Scriptură nu ni se spune ora la care să mergem la închinare. Deci e o problemă administrativă. Când statul ne spune nouă, eu vorbesc acum de bisericile evanghelice, în mod special baptiști, când statul ne spune că nu mai avem voie să ne închinăm public, comunitar, că putem să ne întâlnim pe Zoom sau pe platforme online, deja statul intră în doctrina noastră, pentru că în cazul nostru, închinarea publică este o chestiune de doctrină. Și atunci întrebarea mea, dacă statul își permite asta să-mi spună cum să mă întâlnesc, dacă să mă întâlnesc și unde să mă întâlnesc, mâine îmi va spune cum să votez, dacă să votez, poi mâine îmi va spune dacă să particip la masa Domnului, în ce condiții și cum. Deja statul a intrat în problemele noastre doctrinare, care nu sunt negociabile. Deci întâlnirea bisericii nu este negociabilă, doctrina bisericii nu este negociabilă, starea sufletească a oamenilor nu este negociabilă și nu cred că statul are dreptul să spună în societate, în mod discriminatoriu, ce este important și ce nu este important. Eu înțeleg că pentru vecinul este important să-și plimbe câinele și respect, înțeleg că pentru celălalt vecin este important să meargă la fitness și respect, înțeleg că unii trebuie să meargă la piață sau la farmacie, ceilalți ar trebui să înțeleagă că eu consider închinarea foarte importantă și dacă nu mă plimb cu câinele, mă plimb până la biserică. Dar știți foarte bine că în perioada respectivă nu aveai cum scrie pe declarație că te duci la închinare. Deci trecutul nu avem cum să-l acoperim că n-a fost cu probleme. Mă bucur că în prezent stăm pe o altă poziție și sper că viitorul va fi total deosebit. Da. Ca să rezum ce am înțeles din ce a spus dumneavoastră, este că în baza unei persecuții nu religioase, ci mai degrabă sanitare, statul și-a depășit cu mult atribuțiile, și a restrâns din punct de vedere, religios libertatea de închinare a cetățenilor săi. Comunitară, a tuturor cetățenilor. Noi nu A vorbim doar de tuturor, lumea a baptistă. cetățenilor. Da, a tuturor, da. Da. Deci, Vă mulțumesc. dacă îmi dați voie, Vă rog. nu cred că statul are dreptul să spună în mod, descrim, în mod așa
cum hotărăsc ei dacă cineva are voie să meargă la Iași, la Pelerina sau nu. Acum știți foarte bine, noi nu credem în așa ceva, dacă vorbim ca doctrină baptistă, dar eu vorbesc ca cetățean. Doctrina mi-o rezolv cu domnul Mavrichi la masa teologiei, dacă vrei. Dar ca cetățeni, dacă unui cetățean nu este permis să meargă la Iași sau la Suceava sau la Constanța, de ce unui baptist este voie să meargă la biserică? Ce ar trebui să facă statul, din punctul meu de vedere? Facem aceleași reguli pentru toți și eu mă informez de la Arad dacă mă mai duc la Iași sau nu. Probabil dacă voi afla că acolo trebuie să stau 3 zile la rând, că atât de mult se duc oamenii și vom respecta toți regulile, voi hotărâ eu de acasă dacă mă duc, dacă stau un fric, dacă nu. Eu nu spun să nu respectăm regulile, dar nu cred că statul îmi spune mie: n-ai voie să pleci de la Arad, când eu am așteptat jumătate de oră să mă duc la Arad. Îmi asum riscurile, voi respecta toate regulile dacă pot să le respect, dacă nu este decizia mea, dar nu cred că a statului. Statul intră arbitrar și nu poate să facă aceasta nici pentru un cul, nici pentru celălalt. Da, vă mulțumesc foarte mult și vreau să-i spunem bun venit și părintelui Francis Dobuș, să-i mulțumim pentru că a acceptat invitația și a învins dificultățile tehnologiei. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua și vă mulțumim și noastră. Sau întrebarea pe care am adresat-o celorlalți distinși invitați este legată de modul în care a decurs relația dintre stat și culte în aceste 9 luni de când s-a declanșat pandemia în țara noastră. Care e punctul noastră de vedere? Cum vedeți acest lucru? Sunteți mulțumit de cum... Este punctul de vedere pe care îl simt personal. Nu vorbesc acum neapărat în numele bisericii, dar toată experiența pe care am avut-o în această perioadă este aceea una respectuoasă și pacifică. Evident că nu eram mulțumiți în unele privințe, dar nu cred că un cetățean al României, aici nu mai este vorba doar de culte, nimănui nu-i place masca, nimănui nu-i plac toate aceste restricții, dar cu toate acestea am fost nevoiți. Dau un singur exemplu și aici deviez un pic de la întrebarea dumneavoastră. În Mexic este un sanctuar, sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de la Guadalupe, în capitala Mexicului. Acolo se adună catolicii din toată America Latină. În aceste zile, 12 decembrie, este sărbătoarea Sfintei Fecioare de la Guadalupe. Episcopii au hotărât, nu statul, episcopii au hotărât ca acest pelerinaj, din motive sanitare, să nu aibă loc. Nu se face acest pelerinaj. Asta mi-a dat de înțeles un alt punct de vedere. Deci există toate celelalte, fiecare își poate manifesta nemulțumirea față de unele hotărâri ale autorităților sau reticența. Eu, până să vorbesc de autorități, vorbesc de deciziile pe care le ia biserica. Da, una, și dau acest una, exemplu. Una este ca autoritatea religioasă să ia decizii în propria ogradă și alta este când o autoritate laică intervine în sau intră în intervalul religios și aplică niște norme, niște reguli. Eu personal mi-a fost destul de greu la început, tuturor ne-a fost greu, cred, oricărui preot Evident. Sau oricărui pastor să celebreze uitându-se la o cameră, așa cum o facem acum. Dar iarăși, noi folosind această cameră știm că nu avem acces direct, adică cel care participă la celebrările noastre, la Sfânta Liturghie, nu se poate împărtăși, nu se poate spovedi online. Acestea au fost oarecum un post impus, evident, de autorități, dar nici autoritățile, cred eu, nu ar fi făcut așa ceva dacă nu exista acum, dincolo de tot ce ar putea însemna pentru unii teoria conspirației, le lăsăm la o parte, dar nu ne-am dorit, cred că nici autoritățile nu își doresc, pentru că asta nu se întâmplă doar la noi în țară, e la nivel mondial. Iar lucrul acesta, dau exemplul pe care Papei Francisc a zis zilele acestea, nu mi-aduc bine aminte fraza pe care a folosit-o, dar ca biserica, credincioșii, să conlucreze cu autoritățile în deciziile pe care le iau pentru a evita răspândirea virusului. Nu înseamnă lipsă de credință. Sanctuarul, dau exemplul din Mexic, nu se deplasează de acolo. Sfânta Fecioară nu dispare, nu se supără pentru că nu s-a mai făcut pelerinajul.
scuzați tonul, e grija aceasta față de oameni care nu duce sau nu îndepărtează credința. Pentru că eu dau exemplul meu personal, al familiei mele. Eu l-am pierdut pe tata. Acum câteva săptămâni, Dumnezeu să-l odihnească de COVID. Avea și alte afecțiuni. Dar asta este. Toată familia mea, iarăși, a avut COVID. Astăzi ies din carantină. Lucrurile sunt reale. Care este? Asta nu m-am împiedicat pe mine să-mi exercit cultul. Am celebrat Sfânta Liturghie în prima parte, când a fost închis total, a transmisă Sfânta Liturghie fiecare cum a putut. Noroc, aici, în Catedrala Sfântului Iosif, este totul făcut în așa fel încât oamenii să poată participa online pe toate canalele și prin televiziune la celebrările de aici. Nu este ideal, nu ne dorim lucrul acesta, dar este una dintre situațiile prin care noi putem să, în această situație de pandemie, să fim alături de credincioși. Colaborarea eu am simțit-o bună, în mod special din partea Secretariatului de Stat pentru Culte. Atunci când din partea guvernului sau au existat acele momente când cultele nu erau un partener direct implicat în acest dialog și în stabilirea hotărârilor care trebuie luate. În ultima perioadă, din câte știu eu, au existat întâlnirile acestea între reprezentanții cultelor, înlesnite de Secretariatul de Stat pentru Culte. Da, opinia generală, din câte am înțeles-o până acum, nu era foarte favorabilă activității Secretariatului de Stat pentru Culte, dar sperăm că lucrurile să se îmbunătățească. Vreau să profit de prezența domnului Petre Guran, să-i mulțumesc din nou pentru că a acceptat invitația noastră. Domnul Guran, da, acum vă vedeam și pe ecran, ați publicat o carte recent, Biserica în cetate, studii de ecleziologie ortodoxă. Și acolo aș vrea să citesc o frază din această carte, în care spuneți așa: examinarea trecutului ne înfățișează un tablou foarte variat de circumstanțe, de la conflictul acut și aparent ireconciliabil, până la acordul simfonic, care presupune substituția unei comunități cu cealaltă. Știu că despre relația stat și culte s-ar putea discuta ani în șir, dar v-aș întreba, în primul rând, dacă în istoria acestei relații dezacordurile au fost aceleași sau au evoluat, s-au schimbat. Cum ați descrie ultima sută de ani, să zic, din punct de vedere al relației dintre autoritatea laică și cea religioasă din România, evident? La începutul secolului 20 au înțeles că trebuie să stabilească o anumită colaborare cu Biserica Catolică. Deși România e un caz, e o țară de tradiție ortodoxă, așa ne-am obișnuit să o numim, deși și aici este mult de discutat ce înseamnă tradiția ortodoxă. Tipul de relație între stat și Biserica Ortodoxă, așa cum s-a desenat în instituțional în secolul XIX, e de tip concordat. Dar are și un element împrumutat din tradițiile protestante, și anume acela al definirii unui rol social al bisericii. Rol social care nu era întru totul în spiritul bisericilor respective, adică tipul de rol pe care îi atribuia statul în secolul XIX, nu era cel pe care îl jucase până la acel concordat. Și aici mă refer la un aspect pe care îl socotesc trăsătura de bază a acestei epoci, deci secolul XIX până la începutul secolului XXI, și anume rolul bisericii în formarea statului național. Asta este. Biserica, în cazul principatelor române, dinaintea întemeierii Principatelor Unite și a României moderne, era o biserică cu un puternic caracter internațional,
pe care în epocă a fost citit ca un caracter elenic, prepondere, grecesc. Și de aici o întreagă retorică anti-grecească care s-a dezvoltat în Principat în acea epocă și care a dus la o fantastică operațiune economică a statului român, naționalizarea sau etatizarea bunurilor bisericești în secolul XIX. Am rămas în această paradigmă și în perioada interbelică, culmea și în comunism. Și până astăzi e de fapt o, dacă vreți, formă de prizonierat, în mod special de data asta, a clerului, adică a părții administrative, nu a părții mistice a bisericii. Cărora li s-a trasat tot timpul din partea statului anumite roluri. Ce se întâmplă în epoca noastră astăzi este că serviciile pe care le aducea biserica în secolul XIX și XX nu mai sunt necesare. Statul nu mai are nevoie de ele. În primul rând au devenit marginale prin scăderea evident dramatică a frecventării bisericilor, deci o secularizare, aș spune mai tare, o descreștinare galopantă a societății și sigur că orice fel de serviciu din acesta de tip ideologic pe care îl poate aduce biserica devine marginal. De aici și aș spune lipsa de relevanță socială. Deci nu e o chestie că statul are ceva cu biserica, ci pur și simplu că nu mai are niciun interes, nu mai are nicio miză pentru acțiunea publică. De ce nu mai are miză? Nu doar că s-a făcut rău statul. Statul nu se face rău, el este foarte obiectiv, chiar dacă uneori actorii lui nu sunt obiectivi. Și fiindcă interesul statului este armonizarea societății și deci capacitatea de a produce consens politic și social. Ori asta este ceea ce nu mai poate oferi astăzi biserica, devenind minoritară în societate, vorbesc de orice biserică, ortodoxă, catolică, baptistă sau alte forme de cult protestante și neoprotestante, e fiindcă impactul lor asupra societății este marginal. Și deci dispare interesul. Acum, sigur că în acest context, un concordat trebuie să existe. Și aici este dreptul acestor instituții religioase, culte, sub orice formă s-au organizat ele, de a clama un drept de minoritate și de a spune... oricât de irelevanți n-am fi, ceea ce trebuie respectat este dreptul nostru de a practica religia și deci de a beneficia de libertatea religioasă pe care este înscrisă în Constituție, în legi speciale, în alte forme legale și într-un consens de data asta larg social, că practicarea unui cult este un act liber care ține de demnitatea persoanei și care nu poate fi îngrădit în niciun fel. Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost încălcat acest drept la libertate religioasă în urma restricțiilor impuse de pandemie? Cum ne spun? Aici, asta e o întrebare la care trebuie să răspundă aproape fiecare în parte, dar sigur că organizatorii sau șefii vizibili, administrativi ai cultului, oricum i-am vedea, trebuie să se exprime ei să fie purtătorii de cuvânt.
în această privință. Eu zic că sunt elemente și au fost deja evocate aici, care au denotat o reacție disproporționată, în orice caz prost calibrată, aș spune, în această privință. Dar, iarăși, nu că vreau să iau apărarea statului sau a cultelor, dar statul în această privință, acolo unde au existat, zicem, intervenții ale jandarmeriei sau controale în biserici și în alte comunități, a reacționat în virtutea, de fapt, unui reflex mai vechi. Acela al statutului public al cultului. De fapt, ceea ce se pune astăzi în discuție e cu adevărat fundamental și marchează o ruptură în tradiția noastră politică. Cultul mai este un act public sau este unul privat? Dacă este un act public, atunci asigur că statul este în drept să gestioneze spațiul public, fiind autorități legitime, rezultate din votul popular, decide în funcție de toate criteriile de care dispune și informațiile de care dispune, decide un anumit comportament public. Și din acest punct de vedere, deciziile statului nu pot fi considerate o îngrădire a libertății religioase, în măsura în care cultul este definit ca un act public. Dacă cultul este definit ca un act privat, atunci sigur că este altă situație. Dacă este un alt act privat, dacă spațiul în care se petrece este proprietatea cultului respectiv sau a unui grup de oameni care își practică în mod privat respectiva activitate, nici măcar nu mai vorbim acum din punct de vedere ca niște oameni de tradiție religioasă, ci să vorbim cât mai neutru posibil. O activitate privată la care consimt un număr X de persoane și într-un spațiu privat în care statul, până nu definește în mod legal, nu are ce căuta. Numai că dacă vorbim în acești termeni, acum cum am vorbit eu, marchează o schimbare istorică imensă. Mă înțelegeți? Deci intrăm într-o nouă fază a istoriei, în care orice cult, orice formă de cult, devine un act privat în care statul nu poate interveni decât în baza unor legi speciale și situații speciale. Poate să existe și acestea. Dar sigur că deocamdată nu a fost vorba în cadrul pandemiei de vreun control al vieții private. Știu că la lansarea unei cărți a dumneavoastră ați spus că statul își are propria ideologie pe care și-o impune prin sistemul de învățământ și de când v-am... E o discuție, dar ca să nu lăsăm... dacă vreți, putem lăsa discuția asta puțin mai la urmă, okay. în ce măsură statul poate fi neutru, fiindcă eu aș vrea să aud acum reacția reprezentanților cultelor la ceea ce am zis. Adică dacă sunt ei pregătiți să își definească viața religioasă ca o activitate privată. Da, înainte de a îi ruga pe toți reprezentanții cultelor să răspundă la această întrebare, am să îi adresez întrebarea pe care v-am adresat-o noastră legată de libertatea religioasă și domnului Cătălin Raiu. Foarte pe scurt. Cum a evoluat în această perioadă relația stat-culte religioase, dacă statul și-a depășit atribuțiile și a îngrădit libertatea religioasă? Bună ziua! Foarte pe scurt, trebuie să spunem din capul locului că biserica este spațiu eminamente privat, punct. Nu există nimic de adăugat după.
o spune legea românească, o spun standardele internaționale și așa mai departe. Iată un prim răspuns. De asemenea că atunci când vorbim despre restricționarea vieții religioase, în loc să ne îndreptăm atenția metodologic vorbind către standardele internaționale care ne spun precis cum poate fi restricționată în timpul unei pandemii, precis, discuția alunecă către biserică. Prin biserică în România, din punct de vedere cultural, se înțelege din păcate doar Biserica Ortodoxă Română, ceea ce oricum este fundamental greșit. Sigur că istoria, așa cum spunea domnul Petre Guran, ne îndreaptă către această ipoteză, dar noi uităm că sunt zeci de organizații religioase diferite în România. Și acum, dacă ne referim la raportarea guvernului, încă un element care ne diferențiază din punct de vedere negativ față de practica din Occident e următorul. Și nu știu dacă și alții invitați l-au observat. La noi s-a restricționat biserica sau cultele ca organizații, nu lăcașul de cult. În Marea Britanie, documentul rezultat în urma unei platforme de dialog între stat, culte și experți independenți se cheamă Guidance for the Safe Use of Places of Worship. Deci, locul de închinare, Places of Worship, este elementul obiectiv care în timpul pandemiei, din cauza aglomerării de persoane, poate să contribuie la răspândirea virusului. Deci un stat care are, cum să spun, exigențe democratice și criterii democratice de a se raporta la viața religioasă, s-a uitat obiectiv la fenomenul religios și a identificat că lăcașul de cult poate pune probleme din punct de vedere sanitar, nu biserica ca organizație în sine. Ori la noi, vedeți, sigur că 70% domnul Guran are dreptate, ducem în spate această moștenire încă din secolul XIX, dar elementul care a fost determinant în aceste zile a fost moștenirea comunistă. La noi, paradigma de a gândi restricțiile s-a derulat mai degrabă într-o gândire de tip comunist. De ce spun asta? Absența dialogului, nici astăzi nu există dialog instituționalizat între stat și culte. Asta ar presupune proceduri, listă de participanți, proces verbal, conferință de presă în care vii în fața publicului și te pui la dispoziția lui explicând de ce anumite decizii arată așa și altele arată altfel, rutină birocratică. Acesta e cadrul, cel puțin, pe care recomandă OSCE-ul pentru un format de dialog stat-culte minimal. După aceea, așa cum a observat foarte bine domnul Iuga și țin să-l felicit pentru că mie mi se pare că a fost vocea cea mai articulată din rândul cultelor în această perioadă în apărarea libertății religioase, așa cum a observat domnul președinte Iuga, statul în România și-a permis să reglementeze inclusiv gesturi religioase. Deci, uitați, atenția nu mai e pe lăcașul de cult, este pe gesturi religioase desfășurate eminamente în intimitatea locuinței private. Da, da, având în spate argumentul sanitar. Nu, nu există așa ceva. Niciun regim democratic nu vine să reglementeze drepturi fundamentale în intimitatea locuinței private. Eu am mai spus asta de multe ori, religia e ca sexul. Atât de sfântă și de prețioasă e libertatea religioasă și atât de greu de agresat trebuie să fie libertatea religioasă într-o democrație, precum este și sexualitatea. Deci nu poți să vii să spui că în interiorul unei locuințe private, dacă ești vizitat de preotul duhovnic, sigur, la invitația ta, trebuie să menții o distanță de 2 metri. Dacă mergem pe tipul ăsta de retorică juridico-politică, nu mai menționez aici restricționarea directă a Euharistiei, atingerea de raclă și folosirea altor termeni liturgici care nu sunt proprii vocabularului neutru juridic al statului. Deci dacă mergem pe acest tip de retorică, vă spun foarte simplu, se naște AUR, Partidul AUR. Deci reacțiile care tensionează societatea hrănesc din punct de vedere ideologic și doctrinar voci extremiste care nu sunt ale bisericii. Sunt oaze de extremism în diferite cotloane ale societății, multe dintre ele sunt inclusiv în spațiul online și care, din cauza acestei abrupte, severe comunicări de tip pumn în gură practicată de stat în perioada pandemiei, au prins curaj
să-și manifeste mesajul și au avut și succes. Și atunci, gândiți-vă cronologic că un partid care până acum 3 luni de zile era doar cunoscut, abia de, nu știu, 1-2% din populație, astăzi are 10% din membrii Parlamentului României. Dau un singur exemplu de la ce se poate ajunge dacă atunci când restricționezi viața religioasă, nu o faci urmărind ca la scriptură, ca să folosesc un termen din domeniu, pașii din standardele internaționale privind viața religioasă în pandemie. Acum, sincer, n-aș face o sau n-aș instaura o legătură de cauzalitate directă între derapajele statului în relația cu cultele și ascensiunea noi formațiuni politice. Vă reamintesc că în 1927, în alegeri, partidele de extremă dreaptă au avut undeva la 27,5%, dacă nu mă înșel. Erau tot pe fondul unei crize, dar de cu tot o altă natură. Cred că succesul formațiunii denumite AUR are și alte resorturi la bază, nu doar cel menționat de dumneavoastră. De aș întreba pe reprezentanții cultilor. Acum dați-mi voie 30 de secunde să vă dau și un contraexemplu. A fost un singur protest cu sute, poate mii de persoane în România în această perioadă, un protest antimască, care s-a desfășurat imediat după pe 12 octombrie, deci în timpul pelerinajului de la Iași, și care s-a hrănit din punct de vedere mediatic și argumentativ din suprarestricțiile adăugate de statul român pentru pelerinajul de la Iași. Deci, așa cum spunea și părintele Dobos, nu, bisericile în general au știut să facă pasul înapoi, să țină pasul cu restricțiile, dar în cazul pelerinajului de la Iași, statul a venit cu suprarestricții, deci restricții diferite, specifice bisericii, încă o dată, nu locașului de cult, bisericii ca organizație, restricții diferite față de cele aplicate unor asocieri de cetățeni seculare, deci care nu aveau un scop sau o natură religioasă. Asta a fost scânteia care a enervat și a dat apă la moară, nu, singurului meeting, dacă vreți, desfășurat în această perioadă și care a avut un organizator, subiect și predicat, și îl chema AUR. Așa este. Nu pot să nu vă dau dreptate. Domnule Mavrichi, sunteți pregătiți să răspundeți provocării lansate de domnul Guran? Sunteți pregătiți să intrați în noua fază a istoriei? Da, și nu avem opțiunea asta, că asta este modalitatea în care e normată viața cultelor în România. Cultele sunt de drept privat și utilitate publică. Deci, vrem, nu vrem, trebuie să rămânem în sfera privată. De aceea, orice întâlnire de cult este o întâlnire cu caracter privat. De aceea, un intrus poate fi dat afară de la liturghie dacă o tulbură. Și participanții la o sfântă liturghie sunt acolo o comunitate, da? Și ai nevoie de permisiunea lor pentru acces. Asta, dar dincolo de problematica aceasta, care este foarte bună și domnul Guran observă atât de bine cum este de fapt caracteristic nuanțele acestea care se schimbă de-a lungul istoriei, aș vrea să fac câteva precizări de dragul adevărului în nume personal, mai întâi de toate, pornind de la ceea ce a spus domnul președinte Iuga, pe care și eu îl felicit pentru curajul mărturisitor de a apăra acest concept fundamental pentru democrația în consolidare românească. Și trebuie spus următorul lucru, că din răspunsul primit de dumnealui, se zice, a invocat faptul că nu a fost invitat la dialog, dar în același timp, încă din luna aprilie, semnează toate restricțiile. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în HGO de funcționare acestei instituții spune foarte clar că nu trebuie să aștepte invitație la dialog, că inițiază și gestionează dialogul constituindu-se într-o instituție de expertiză pentru guvern, nu? Ori vedem după aia comunicate de presă din partea acestei instituții în care se spune inclusiv că cultele apreciază faptul că nu s-au încălcat libertățile religioase, în vreme ce avem raport de țară pe OSCE care ne plasează între țările cu încălcările cele mai flagrante ale libertății religioase. Deci avem instituții internaționale care se exprimă cu privire la țara noastră, care
arată negru pe alb că suntem între țările unde viața religioasă a fost restricționată cel mai sever și în același timp citim comunicate de presă în care se spune că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și sigur, ceea ce spun eu, repet, în nume personal, nu arată niciun caz către guvern. Dar guvernul a fost lipsit de expertiza care trebuia să existe în această instituție. Această instituție tocmai semnează și publică în 2 noiembrie un document care vine la o interpelare a unui parlamentar care întreabă și e legitim de ce nu avem un reprezentant pe libertate religioasă în România și spune că, de fapt, instituția aceasta este reprezintă expertiza pe libertate. Da, că instituția aceasta reprezintă expertiza pe libertate religioasă, ori guvernul care este, să spunem, ar trebui asistat de SSC cu expertiză în problematica asta, ia decizii din nefericire normă. Lucrurile, cum să vă zic, trebuie să ducă la un dialog, dar dialog nu înseamnă o convocare și emiterea unui comunicat de presă. Dialog instituționalizat înseamnă transparență, cum în foarte multe rânduri domnul Raiu a explicat, proceduri instituționalizate și așa mai departe, astfel încât să nu existe critici. Sunt sigur că toți cei care sunt implicați în procesul de gestionare al pandemiei prin care trecem sunt bine intenționați. Siguranța publică este și absolut necesară. Părintele Francis a menționat, eu însumi am pierdut tatăl. Dumnezeu să-l odihnească tot din pricina acestei teribile boli. Adică toată lumea este preocupată, dar în același timp trebuie neapărat să facem lucrurile cu pricepere. Revenind la întrebarea domnului Petre Guran, trebuie să, din moment ce funcționarea cultelor în interiorul statului le plasează în domeniul dreptului privat, atunci acest lucru are însemnătate deosebită, pentru că vedeți că în o instituție a statului, de exemplu, dau un exemplu, în o instituție a statului păzește limitele fizice ale unei proprietăți private care aparțin bisericii, din anumite perspective arată a sechestru. Nu? Când în instituția statului... Poate părea așa. Poate părea așa. De aceea lucrurile, dacă sunt foarte clare, de aceea dacă știm dinainte ce se întâmplă în cazul unei pandemii, ce se întâmplă în cazul unei situații de urgență, pentru că lucrurile sunt menționate în lege, atunci nu mai există tipul acesta de cramponări și nu ne trezim după 30 de ani de experiență democratică în tipul acesta de clench cu intervenții, cum să vă zic, cu ucazuri antioharistice semnate de instituții ale statului care sunt menite acolo, de fapt, și menirea lor este să ofere expertiză pe libertate religioasă, pe exercițiu democratic al libertății religioase, ori ne trezim cu ingerințe ale statului în aspecte care țin de intimitatea practicii religioase, așa cum spune domnul Raiu, folosind concepte care sunt la an lumină distanță de neutralitatea limbajului juridico-politic pe care ar trebui să îl întâlnim în astfel. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte Iuga. Da, mulțumesc. Aș începe cu ultimul lucru spus, pe care, să știți, nu l-aș banaliza. Eu l-am spus și la ultima întâlnire sau penultima întâlnire care a fost cu reprezentanții cultelor și cu domnul și SGG-ul și toți ceilalți. Deciziile extreme nasc reacții extreme. Și le spuneam atunci următorul aspect. Mie nu-mi este frică de Crăciunul sărbătorit în biserică, pentru că biserica știe să-și protejeze membrii, are tot interesul să-și protejeze membrii, pentru că nu reprezentanții guvernului trebuie să stea la căpătuiul bolnavului, nu ei trebuie să consilieze, nu trebuie să țină servicii de priveghi sau de înmormântare. Deci interesul nostru este să ne păstrăm și membrii bisericilor cu sănătate și toți ceilalți din societate. Și biserica chiar a mers la cazuri extreme și se poate dovedi în care bisericile locale și-au autosuspendat serviciile, au luat măsuri, n-au lăsat să stea nici măcar membrii familiei împreună. Spuneam, biserici care nu te lasă nici cu masca ta înăuntru, ci ți oferă ei mască și toate celelalte. Deci
în momentul în care se iau decizii extreme, cum ar fi fost posibilă una, nu sărbătorim Crăciunul în biserică, eu nu mă temeam de Crăciunul în biserică, mă temeam de Crăciunul în familie, Crăciunul în diferite birouri, la diferite instituții sau în altă parte, unde chiar nimeni nu mai poate controla și acolo era problema mai mare. Deci eu mă bucur că am ajuns la deciziile acelea, la sugestiile respective, că vom avea sărbătorile în cadrul instituției și în clădiri, unde va fi mult mai bine. Un al doilea lucru foarte important este, când biserica ia decizii pentru ea, biserica le ia și cu maturitate și cu responsabilitate, dar biserica ce își suspendă serviciile este tot biserica ce spune pe cât timp le suspendă și când vine înapoi, nu statul. Deci statul trebuie să creeze regulile general valabile. Încă o dată, noi nu vrem favoruri. Noi suntem cetățenii României, nici favorizați, nici de mâna a doua. Ce ne-a deranjat pe noi și unde trebuie să fie foarte atent statul? Domnul Guran spunea o chestie la care vreau să răspund. Că statul nu mai are nicio miză. Nu e adevărat. Din punct de vedere egoist, dacă vreți, nu mai are nicio miză sau nu mai are niciun interes. Statul ar trebui să aibă cel mai mare interes, adică respectarea legii. Dacă vorbim de un stat democratic care tratează cetățenii în mod egal, statul ar fi primul care trebuie să vegheze la respectarea legii și tot să fie supuși acelorași legi. Acum vreau să vă aduc aminte că media, cel puțin la început, prezenta locurile de închinare fără nicio expertiză, fără nicio dovadă, ca cel mai periculos loc în care se pot infecta cetățenii. Și că mersul la biserică este cel mai periculos lucru. În condițiile acestea, statul ar fi trebuit să iasă și prin expert să spună: nu este adevărat, nu s-a făcut niciun studiu, nimeni nu poate să demonstreze că oamenii se îmbolnăvesc mai ușor la biserică, unde stau o oră sau o oră și jumătate sau jumătate de oră, decât s-ar îmbolnăvi 8 ore în fabrică la lucru sau s-ar îmbolnăvi 7 ore într-un mall sau într-un magazin, pentru că n-a spus statul că dacă mă duc la un magazin am voie să stau doar jumătate de oră. Teoretic, eu pot să intru dimineața în magazin și să ies seara, adică să stau în magazin 12 ore. Statul, în loc să vină și să spună: nu e adevărat, biserica este atacată în mod nelegitim, dimpotrivă, amplificat. Și când lua primele măsuri vis-a-vis de biserică, de fapt voia să spună: da, biserica este locul unde ne infectăm. Deci statul are miza cea mai mare să apere legea. Dacă nu apără statul, de ce atunci am respecta-o noi? Deci este foarte important. Noi rămânem la următoarea atitudine. Statul trebuie să decidă, inclusiv pentru biserică. Nu vorbim în probleme doctrinare și în interiorul ei, dar statul nu poate decide pentru biserică arbitrar. Statul trebuie să facă decizii pe lege pentru toți. Statul trebuie să respecte toate legile care au fost date. Apoi, spuneau invitația dumneavoastră, e foarte important statul să ia decizii din timp, să fie previzibil. Eu atrageam atenția, nu poate veni un comunicat, o decizie vineri seara și să le comunic eu credincioșilor că noi sâmbătă nu putem avea întâlnirea, că duminică nu putem ține cu tare. Deci noi în viața bisericilor avem foarte multe programări, da? Sunt serviciile publice ale bisericii. Noi nu putem așa de la un ceas la altul, pentru că oamenii noștri nu stau cu telefonul, nu stau pe internet să-i anunțăm noi dacă facem sau nu facem ceva. De aceea cred că s-a făcut un pas foarte mare, sigur nu suficient. Când am început să discutăm, nu este dialogul perfect, dar vom continua. Apreciez faptul că SSC-ul invită tot mai mulți oameni la dialog. Eu cred că se pot invita și juriști care pot vorbi, experți în legi internaționale și legile României când vorbim de partea religioasă, cred că poate fi invitată și partea civilă. Sunt de acord că ar trebui comunicat mai mult și cu presa, ca presa să înțeleagă punctul nostru de vedere și să vină în societate cu un punct de vedere obiectiv. Ce cred că ar trebui să înțelegem toți acum după 9-10 luni de pandemie? Că toți suntem în aceeași barcă, că toți trebuie nu să ne facem reguli unii altora în mod ilegal, că toți trebuie să ne supunem unor legi bine gândite,
discutate, că suntem parteneri în limitarea răspândirii virusului și a efectelor rele care vin cu acestea, dar nu pot, cum o spuneam într-o ocazie, că noi suntem luați parteneri la închiderea bisericilor, noi suntem luați sau vrem să fim luați parteneri, să nu ne mai respectăm doctrina sau practica de zeci, de sute de ani într-un anume domeniu. Dar, din punct de vedere al vieții, noi suntem privați, dar ca oameni în societate, facem parte din societatea publică și, încă o dată, suntem de acord cu legile pe care le face statul pentru tot, fără discriminare, din timp, în mod previzibil, să fie justificate și în colaborare. Pentru că de câte ori am avut întâlniri cu reprezentanții ai unui minister și am început să le explicăm anumite lucruri, și au dat seama că nu ne cunosc bine, că nu știu ce se întâmplă în adunările noastre, că nu știu eforturile noastre și bănuim noi că s-a schimbat puțin optica vis-a-vis de închinare. În ce privește închinarea bisericii, încă o dată spun, închinarea nu o decide statul, nu este negociabilă și nimeni nu are dreptul. O altă problemă, nimeni nu are dreptul să spună că sănătatea fizică este mai importantă decât sănătatea spirituală. Este o decizie a fiecarei persoane în parte. Mi-aș condamna colegii dacă ar avea discursuri de genul: dacă nu veniți duminică la biserică, v-ați pierdut mântuirea, aveți o problemă cu Dumnezeu. Nu ar fi cinstit și nu ar fi biblic. Dar din moment ce biserica spune: îi rugăm pe toți cei care au orice fel de probleme să rămână acasă și noi îi ținem, încercăm să-i ținem pe oameni acasă, din moment ce noi facem un triaj la biserică mult mai mare decât în altă parte. Vreau să vă spun că eu circul în țara aceasta și în lume și la unele biserici triajul a fost mai sever ca în orice altă parte. Din moment ce le facem pe toate acestea, nu cred că este normal și legal biserica să fie considerată principalul focar de infecție și să încercăm să-i ținem pe oameni cât mai departe de biserică, în timp ce multe din celelalte aspectele societății merg în mod normal, ca să nu spun mai mult. Vă mulțumesc foarte mult. Părinte Dovoș, ce îi răspundeți domnului Petre Guran? Iarăși vorbesc din nevorbind instituțional, nu am cum acum. Vorbesc de experiența pe care am avut-o. Până să ajung la statul român, făcând parte din Biserica Catolică, de când a început pandemia, ne-am uitat și am văzut măsurile pe care le-au luat la Vatican, în primul rând. Nu au fost diferite sau foarte diferite față de ceea ce s-a întâmplat și la noi, dincolo. Evident, nu ne plac. Nici la Vatican nu le-au plăcut să ia aceste măsuri. Dar până să ia statul anumite hotărâri, le-am luat noi în bisericile noastre. Au fost autoimpuneri, foarte multe dintre ele, tocmai pentru evitarea răspândirii virusului. Și în această privință, și pentru Biserica Ortodoxă, cred că pentru toate celelalte biserici din România, pentru bisericile evanghelice, experiența mea arată că ne-am comportat exemplar, că nu s-a întâmplat, adică nu s-a răspândit, am avut grijă, am avut foarte, foarte mare grijă. De aceea, personal, nu simt această sau o tensiune în relația cu statul. Aici probabil altcineva ar trebui să spună din partea bisericii dacă a existat sau în dialogul, pentru că neparticipând la aceste întâlniri, nu știu exact cum s-au desfășurat. Dintre invitați probabil au mai fost și știu despre ce este vorba, de aceea nu sunt în măsură să... Principalele reproșuri se referă la lipsa de comunicare, la asumarea unor decizii fără ca ele să fie convenite de ambele părți. Acestea sunt lipsa de previziune. Astea cred că au fost evidente la început, în prima parte. Acum știu că au existat toate aceste întâlniri pe care le-au remarcat și invitații dumneavoastră și nu știu cum ar trebui să fie mai bine, dar dintre cele spuse, da, remarc că întotdeauna se pot aduce îmbunătățiri în acest dialog, în parteneriatul pe care îl putem avea întotdeauna. Pentru noi, evident, este binele credincioșilor noștri, pentru că e vorba de o comuniune, de înălțare spirituală, de viață duhovnicească. Pentru stat e vorba de buna conviețuire între toți cetățenii.
Și cred că ne putem întâlni foarte bine pe acest teren cu instrumentele ca specifice fiecăruia dintre noi. Dar întotdeauna există lucruri de îmbunătățit și cred că și aici da, avem multe, multe de îmbunătățit și din partea bisericii. Și o să vă întreb foarte direct, o să încep iar cu domnul Mavrichi, deși e destul de clară opinia domniei sale. Deci una din verigile de legătură sau de dezbinare între stat și culte o reprezintă SSC-ul, Secretul de Stat pentru Culte. Din câte mi-ați povestit până acum, ar trebui să se cheme Secretariatul de Stat împotriva cultelor. Cum apreciați activitatea SSC-ului în pandemie? Și de ce credeți că abia acum a deschis robinetul dialogului? S-a deschis robinetul dialogului după ce a existat invitații nenumărate din partea cultelor, inclusiv a președintelui României. Acest dialog trebuia deci încă de la început. La presiune. Da, la presiunea prezentă, de fapt, și preluată foarte bine de mass media. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit. Tot ce spun eu este că acest proces de bună relație stat-culte poate fi unul, să zicem, mai bine gestionat. S-a trecut într-o perioadă dificilă, este clar că era nevoie de expertiză, au existat gripări semnificative și vreau să spun asta nu neapărat pornind de la modul în care s-a reflectat în presă relația oficială între stat și culte, ci pur și simplu făcând o analiză a mesajelor și comunicărilor în zona, cel puțin în zona online, a comunității credincioșilor. Nu? Au existat tensiuni și frustrări exprimate de oameni care și-au simțit dreptul la libertate religioasă absolut lezat. Oameni care au simțit că statul intervine împotriva practicii euharistice. Și poate nu avem anticorpi încă dezvoltați ca să identificăm lezerele la libertatea religioasă, dar memorie puțină încă mai avem. Și nu e atât de departe de noi experiența nu represivă comunistă. Nu aș vrea, iarăși, și vreau să menționez acest lucru, ce vreau să spun este următorul lucru. Nu neapărat guvernarea a fost, cum să zic, devin. Nu? Dar ce spun eu este că există o instituție care trebuia să fie expertă în această problematică. Ori, instituția expertă în această problematică semnează ocazuri anti-euharistice. Nu încerc să acuz, dar ridic întrebare. Eu, ca și credincios simplu, trăind într-o democrație, se poate întâmpla încă acest lucru? E o întrebare legitimă, cred eu. Întrebarea mea ca jurnalist este... Când ați aflat că se semnează asemenea documente revoltătoare, de ce n-ați spus mâna pe telefon să sunați la SCC și să întrebați cum vă permiteți să... Am aflat din presă și plus, nu am căderea instituțională să fac bine, acest lucru. Bine, nu dumneavoastră. Instituțional să luați legătura cu... M-am exprimat aici, la fel ca și Părintele Doboș, sunt întrebări pe care, în primul rând, la nivel personal le-am. Și a trebuit să răspund acestor întrebări venite și din partea oamenilor simpli, care pur și simplu au fost siderați de stângăcii din aceste decizionale. Sigur că există și, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, s-au făcut lucrurile sub presiune, s-au făcut lucrurile sub stresul acesta teribil al perioadei prin care trecem pandemice, dar asta nu înseamnă că nu este o invitație la responsabilitate, la dialog autentic, astfel încât statul să beneficieze de expertiza pe libertate religioasă și expertiza viațelor din partea instituției desemnată prin HG cu această menire. Și pe de altă parte, iată, cultele au de învățat, poziția lor contează, că viața lor este importantă social și sunt absolut relevante social. Da, vă mulțumesc foarte mult. Domnule Iuca, sunteți mulțumit de... Da. Eu precizam la început
precizam la început că pandemia ne-a găsit nepregătiți pe toți. Și statul, și SSC-ul, și biserica, și colegii, și toate celelalte. Și pe oamenii de rând. Și pe oamenii de rând. Acum, vreau să vă spun ceva. Pentru mine personal, faptul că s-a greșit și în alte țări nu înseamnă că mă încălzește. S-a greșit în alte țări, s-a greșit și în România. Poate ce m-a deranjat puțin, dar iarăși ne încadrăm în mioriticul nostru. Dacă alte țări s-au mișcat mai bine și mai repede în toate domeniile, că așa se întâmplă, România s-a mișcat cam încet. Vreau să vă spun partea bună. După ce am început să facem scrisori și am început să ne spunem mâhnirea noastră, aici eu văd punctul mare în care s-au schimbat lucrurile. Imediat vă spuneam, am fost contactat de SSC, am fost invitați la o întâlnire, pentru că din anumite motive nu am putut să mă deplasez la București. Am fost surprins, chiar surprins, că patru reprezentanți ai SSC-ului au fost dispuși să vină la Arad. Au venit la Arad, a avut loc întâlnire, am discutat, apoi SSC-ul știu că a făcut un tur de forță prin țară să se întâlnească cu reprezentanții ai cultelor și să vadă mai mult poziția noastră și cum ne poate ajuta. Apoi s-a născut întâlnirea aceea față în față la București, după aceea întâlnire online. Vreau să vă spun că din momentul respectiv, eu până atunci nu am profitat, adică nu mi-am permis, nici eu nu m-am gândit și eu am fost luat așa nepregătit. Nu m-am gândit că aș putea să apelez mai mult la SSC și în mod individual, să spun, dar din momentul respectiv, dacă l-am sunat pe domnul Opaschi, mi-a răspuns, dacă nu mi-a răspuns, m-a sunat imediat înapoi și vă spun cu bucurie că pentru ziua de luni, știu că este o nouă discuție, că vom avea o nouă întâlnire, probabil săptămâna viitoare chiar să fie două întâlniri. Acum eu nu mă pot băga în organizarea SSC spunând cine trebuie să fie invitație. Părerea mea personală a fost și rămâne aceasta. Cu cât paleta celor invitați va fi mai mare, cu atât vom culege mai multe informații practice și apoi vom putea lua decizii care să îi mulțumească pe cei mai mulți. Este adevărat că din punctul acesta de vedere ar trebui să ascultăm mai mult și opinia juriștilor, pentru că, repet, nu cred că noi, indiferent cine ar lua hotărârea, putem să luăm hotărâri împotriva cadrului legal general. Încă o dată, eu nu cred că o hotărâre de vineri poate să încalce Constituția sau o lege a cultelor sau altceva. Și chiar dacă la început am fost criticat, poate chiar de unii dintre colegii mei, că sunt oarecum prea exigent pe spiritul acesta al dreptății și legal, vreau să vă spun că până în situația de față n-a fost niciun caz pe care să mă fie exprimat că nu este legal și în timp să nu se fi dovedit că am avut dreptate. Am o durere, dacă vreți. Că în Germania, spre exemplu, nu creștinii au sesizat că se încalcă legea, ci musulmanii au sesizat că se încalcă legea și știți bine, Curtea Supremă a dat dreptate musulmanilor la închinare și apoi în urma acelei hotărâri au câștigat și creștinii. Și de ce să nu o spunem că și în România, când s-a apelat la Curtea Constituțională, Curtea Constituțională a spus, da, în România nu s-a procedat legal în anumite lucruri și trebuie să corectăm. Nu știu dacă s-a corectat până la momentul acesta, pentru că sunt lucruri care nu țin de SSC, dar asta este marea mea bucurie, că am intrat, eu așa spun, am intrat într-o altă fază a dialogului, care sigur poate fi îmbunătățit și va fi îmbunătățit și eu sper ca de acum înainte să discutăm doar lucruri constructive și discuția despre trecut și încălcările drepturilor omului în general și a credincioșilor în particular să fie istorie, dar să nu rămână un precedent pentru alte încălcări, ci să fie o lecție care să ne învețe cum să dialogăm în viitor, preventiv, și să nu discutăm foarte mult curativ sau uneori degeaba. Vă mulțumesc. Părinte Doboș, noastră, cum apreciați activitatea SSC-ului? Nu am foarte mult, adică nefăcând parte din comisii sau neparticipând la dialogul instituțional care a avut loc, eu am avut informațiile indirect și știu și din întâlnirile pe care le-am mai avut că el a existat din mărturiile din partea ierarhilor bisericii, întâlnirile pe care le-au avut în ultima perioadă.
Mai mult de atât nu știu. Știu toată deschiderea care a existat în ultima perioadă din partea Secretariatului de Stat pentru Culte. Nu știu care au fost toți pașii în toată perioada de la începutul pandemiei, dar experiența mea, așa, din dialogul pe care l-am avut atât cu preoții, cât și informațiile care mi-au venit, au fost pozitive până acum. Nu cunosc, ca să știu, care ar fi alte responsabilități sau alte lucruri pe care ar trebui să le îmbunătățească, dar le-am auzit deja aici în mărturiile celorlalți. Da, vă mulțumesc foarte mult. Eram curios dacă microfonul domnului Guran și-a revenit. Da, tot nu vă auzim. Da. Din păcate, timpul e destul de înaintat. O să mai am o singură întrebare legată de perspectivă. L-aș întreba pe domnul Raiu ce așteptări are de la viitorul sau noi guvernanți care vor veni la putere din punct de vedere al libertății religioase, al relației dintre stat și culte. Da, pandemia este o perioadă de criză și în mod particular a contextualizat destul de clar care este statutul libertății religioase în România. Faptul că noi timp de 30 de ani am dormit liniștit știind că este prins acolo în Constituție și în legea cultelor, dar noi n-am făcut politici publice de promovare a libertății religioase. Deci eu sper ca noua guvernare să țină cont măcar de punctele tari care au reieșit din această perioadă de 90 luni de dezbatere. Și vreau să trec puțin prin ele. Statul este garantul libertății religioase, nu cultele. Deci nu este fair play din punct de vedere democratic să punem în cârca bisericii responsabilitatea publică a statului, nici măcar în contextul pandemic. S-a făcut o greșeală care este de tip neomarxist și o spun cu subiect și predicat. Nimeni nu a opus dreptul la sănătate, dreptul la libertate religioasă. Dacă vă uitați cronologic, primul drept restricționat în România de la începutul perioadei pandemice a fost chiar dreptul la sănătate, prin interzicerea sau slăbirea accesului persoanelor bolnave non-COVID în spitale sau pentru diferite servicii medicale. Statul și-a stabilit acest obiectiv de a lupta împotriva pandemiei cât mai eficient și cu o restricționare cât mai limitată a drepturilor și libertăților, printre care dreptul la sănătate, dreptul la educație, gândiți-vă că școlile sunt închise și copiii sunt în suferință în continuare, libertatea religioasă și așa mai departe. Nu opunem un drept altuia, pentru că toate aceste drepturi au logica de a fi restricționate, ca noi să sprijinim, noi cu toții, noi cetățenii, să sprijinim efortul statului de a duce la capăt cu bine dreptul lupta împotriva pandemiei. Și o ultimă chestiune, pentru că m-ați întrebat de orizonturi viitoare. Da. Merită interogată această poveste cum de România, deși curtată insistent de Departamentul de Stat al SUA, de Uniunea Europeană, prin informări scrise trimise de la ambasadorul României la Washington, George Mayor, pentru crearea mandatului de reprezentant pe libertate religioasă, domnul președinte Viorel Iuga știe foarte bine contextul și discuțiile, am fost împreună la Departamentul de Stat anul trecut. De ce România la acest moment nu are acest mandat? În mod precis, această persoană ce ar fi făcut în perioada pandemiei? Ar fi făcut două lucruri. Ar fi furnizat expertiză internațională, ar fi protejat imaginea României în ochii organizațiilor internaționale și instituții precum OSCE, n-ar mai fi scris că România se află în categoria țărilor cu cele mai dure restricții pe libertate religioasă și ar fi comunicat. Ori politica astăzi este despre comunicare, este mai mult telepolitică. Dacă nu comunici, chiar dacă ai cele mai minunate intenții în spate, mesajul tău este irelevant. El nu ajunge decât la nivelul liderilor de cult în cazul acesta. Ultima chestiune, libertatea religioasă. Revin la obsesia mea, atât de sfântă, încât nu poate fi negociată nici măcar între două, trei persoane care întâmplător ocupă funcții de demnitate publică și câțiva reprezentanței cultelor. La fel cum drepturile sociale nu pot fi negociate de sindicate cu guvernul. Libertatea religioasă trebuie să fie consacrată, așa cum ne spun standardele internaționale care sunt
fundamentate în experiența totalitară de la jumătatea secolului al XIX, al XX-lea. Ele sunt fundamentate doctrinar în experiența Holocaustului. Tot ce scrie acolo, și mă bucur că dați asta pe ecran, sunt itemi la care s-a ajuns după ani de zile de dezbatere, după ce s-a trecut în revistă experiența totalitară și lecțiile care trebuie învățate de acolo. Nu trebuie prevăzută de lege, nimeni n-a spus lucrul ăsta în România. Libertatea religioasă se restrânge eminamente, strict prin lege. Nu prin ordin de ministru, nu prin comunicat de presă, nu prin listă de recomandări, nu prin nimic altceva. De ce prin lege? Ca să fie previzibilă, gradul de restricții și modalitatea lor de aplicare să fie previzibile pentru toți cetățenii, nu pentru 2-3 șefi de culte. Libertatea religioasă nu se negociază între 2-3 persoane, pentru că este un drept fundamental, afectează și ultima bubuță din societate. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule Mavrichi, cum vedeți viitorul relației dintre stat și culte, în special dintre stat și Biserica Ortodoxă? Care ne-a pus în situația să medităm atât de cum s-a scris foarte mult și a fost o temă foarte prezentă, inclusiv în mass media centrală, aceasta privind libertatea religioasă. Sunt convins că guvernanții vor ține seama de acest aspect și se va naște în România o practică care să nască ea însă și prin trecerea timpului, să zicem, tradiție juridică, astfel încât acest drept fundamental, garantat de Constituție, plătit cu sânge suficient, acest drept să fie respectat, implementat, neîngrădit. Iar când situațiile de dificultate o vor cere, acest drept poate fi restrâns în logica protejării populației și a cetățenilor, dar acest lucru nu se poate face arbitrar, acest lucru nu se poate face la decizia câtorva persoane, și nu putem fi informați doar prin comunicate de presă, respectiv hotărâri. Dacă acest lucru este clar și cunoscut, știm să ne comportăm atunci când situația o va cere. Și sunt sigur că noua guvernare va ține seama de această doleanță. Pe de altă parte, va ține seama de nevoia de expertiză, da? Astfel încât se vor putea fi luate deciziile cele mai bune. Sunt convins. Să dea Dumnezeu. Mă bucur să aud că avem sunet la domnul Petre Guran. Da? Vă auzim acum. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de răspunsurile primite la mânușa aruncată. Da, nu vreau, încă o dată repet ceea ce spuneam pe mutește. Iau act, nu e vorba de a fi nemulțumit, că nu dau note. Iau act cu interes mare de răspunsurile primite și notez o premieră după 30 de ani de libertate religioasă. Ăsta este anunțul, cred că așa va trebui în Hot News, să spuneți. Pentru prima oară în România apare discursul nevoii asigurării libertății religioase. Asta este de prima oră. Deci reprezentanții cultelor au cerut oficial să existe o grijă a statului mare pentru respectarea libertății religioase. Asta este informa zilei, de care iau act cu mare interes. Al doilea rând, ca să nu fiu eu greșit înțeles, când am vorbit despre miza, că a scăzut miza realității religiosului pentru gestiunea statului, relația dintre stat și mai ales conducătorii cultelor, vreau să spun, să fac o observație sociologică, nu una normativ. Eu nu spun că e bine să scadă acest interes sau miza să fie mai mică. Observ că ea, de facto, a scăzut. Acum, e adevărat că e o scădere paradoxală, fiindcă statul, la începutul anilor 90, era partizan, nu? Într-un fel, cel puțin în disputa dintre
greco-catolicism și ortodoxie, la începutul anilor 90, statul a fost partizan, optând și pentru nedeschiderea dosarului restituirilor in integru. Mă rog, a fost o opțiune atunci de politică generală, care a făcut ca statul să fie foarte implicat în viața cultelor în mod partizan. Acest lucru astăzi nu mai este de actualitate, de altfel s-a și văzut în atitudine, în atitudinea statului în disputa patrimonială dintre cele două biserici. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l relev este că sunt atitudinea privată, aș spune, bisericilor și a conducătorilor, mă refer. De data asta, vă rog să o să precizez când vorbesc de adunarea credincioșilor. Sociologic, de fiecare dată folosesc biserică, de fapt, mă refer la grupul conducător, la reprezentanții, la cei care sunt vizibili din punct de vedere public. Deci, ce observ este că sunt biserici care, sau organizații de culte care au mizat pe o colaborare, o obediență, o formă, eu sunt cu minte și am grijă, deci, ca virusul să nu ne omoare. Sunt alte și aici sunt diferențe și regionale puțin, deci e mai delicat de atâta, în cadrul acelui ascult, în regiuni în care libertatea religioasă a fost socotită mai importantă decât nota bună primită de la stat în raportul cultului respectiv cu stat. La ce mă refer este în mod evident, anumiți episcopi au reacționat într-un fel, alți episcopi au reacționat în alt fel, situația fiind asemănătoare. Acum, în ceea ce privește statul, sigur că statul are obligația, și aici și domnul Raiu a subliniat foarte bine acest lucru, are obligația să asigure, să respecte, sigur, propriile lui legi și să asigure respectarea legilor la nivelul societății. Și din acest punct de vedere, libertatea religioasă este o miză socială imensă. Sigur că în momentul în care vorbim deja de restrângerea libertății religioase, punem în cauză caracterul democratic, liberal al societății noastre. Așa că criza este mai profundă, constat acum în discuția aceasta, decât o intuiam chiar eu din observațiile mele precedente. Și cred că, într-adevăr, unde e firul roșu? Și aici trebuie, într-un fel, chiar creat o comisie parlamentară, o comisie de experți, care să tragă linia între suveranitatea individului asupra vieții sale și, anume, decizia ce este mai important pentru el, relația cu Dumnezeu sau sănătatea. Între suveranitatea deci individului asupra vieții sale și riscul pe care îl reprezintă el pentru restul societății. Și aici, deci, într-adevăr, la întrebarea și la observația pe care o făceam la început, că ne îndreptăm către un caracter privat al cultului de la ceea ce era acolo. Până acum. Cum? Suntem deja acolo, da, exact, se confirmă și bătălia se dă de data asta nu pe reprezentativitatea publică a cultului, ci pe libertatea. Da, vă mulțumesc foarte mult. Părinte Dobo, ce așteptări aveți noastre de la viitorii guvernanți din punct de vedere al relațiilor stat-culte? Această colaborare și acest dialog, care poate a lipsit în prima parte a pandemiei, dar care s-a văzut sau am constatat cât este de necesar. Nu se pot lua hotărâri unilaterale.
din partea statului în ceea ce ne privește direct pe fiecare, ortodoxi, catolici, evanghelici, musulmani, evrei. Toți suntem implicați prin propriile tradiții în viața spirituală a credincioșilor noștri, privat, dar cu utilitate publică, și tocmai de aceea intrăm în această colaborare cu toate eforturile statului pentru o bună conviețuire. Dar această bună conviețuire, evident, trebuie să țină cont de tradiția noastră, de exigențele noastre, pe care să le armonizăm. Să le armonizăm pentru că credem cu tărie că în acest dialog nimeni nu vrea să impună cu forța alte tradiții, alte legi. Noi sperăm, dăm acest credit tuturor celor care vor ajunge la guvernare și vor respecta în acest dialog deschis toată tradiția liturgică, obiceiurile sacre ale fiecărei biserici. Evident, și bisericile în această colaborare strânsă de a respecta legile statului. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte Iuga, așteptările noastre în privința cum se va contura noua relație cu viitorii guvernanți? O să sune urât, dar vă rog să tragem concluzii la final. Dacă eu vreți, nu vreau microfonul dacă sună prea urât. Nu. Nu vreau relații bune cu guvernanții actuali și viitori. Și să vă spun de ce. În lumea creștină, eu nu vreau relații bune, ci vreau relații biblice. Pentru mine e mult mai clar ce înseamnă biblic decât ce înseamnă bun. Bun poate fi relativ. Dacă mă întorc la relația cu statul, nu vreau relații bune, ci vreau relații legale. Cum înțeleg eu relațiile bune? Că ne adunăm în jurul portocalelor, bananelor sau la un grătar și decidem ce este bine pentru contextul acesta. Sună foarte frumos, dar noi putem să decidem ce este bine astăzi și să călcăm în picioare legea. Deci eu ce aștept de la guvernanți? Încă o dată, nu aștept pentru lumea baptistă, ci aștept pentru întreaga societate românească, în speță pentru toate cultele, să se facă, să se ia decizii legale. Eu vă dau un exemplu care este cunoscut. Când mi s-a spus că avem voie undeva să ținem serviciile doar în afara bisericii, am spus super. În momentul în care guvernul iese în afara clădirii, în momentul în care morurile iese în afara clădirii, în momentul în care fabricile iese în afara clădirii, etc., mi se pare normal să iasă și biserica în afara clădirii. Dacă nu ies celelalte instituții, de ce biserica trebuie să iasă afară? Sper că nu vom relua discuțiile de la capăt, de la punctul zero sau de la minus, că am fost auziți până acum și eu am convingerea că am fost auziți. Sper că dialogul se va intensifica, sper că paleta va fi mai mare. Cred și eu că un expert pe domeniul relații și libertăți religioase ar ajuta foarte mult. Nu știu de unde poate fi adus, dar eu cred că statul, dacă va plăti un astfel de expert, dar de nou nu o persoană politică, ci o persoană care chiar se pricepe la lucrurile acestea, ne-ar putea deschide mintea mai mult la toți. Și încă o dată, suntem în aceeași barcă în țara aceasta frumoasă, România. Toți credem în virus, toți credem în pericol, toți luăm măsurile necesare, dar nu ne convine ca uneori cei care plătesc prețul cel mai mare și fac cele mai mari eforturi să fie până la urmă țapul ispășitor că noi suntem vinovați. Deci dacă vom continua dialogul, vom lucra înțelept, vom învăța de la toți, îmi place să spun ce am spus, trecutul va fi istorie, am învățat din el, viitorul nu perfect, dar mult mai frumos, benefic societății. Da. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru toate ideile vehiculate, foarte interesante. Multe dintre ele pot deveni articole de sine stătătoare. Vă doresc tuturor sărbători fericite!